La Lugoj se va construi o creșă nouă, prima după Revoluție, care va găzdui 110 copii. Lucrările sunt în plină desfășurare, se forează piloții pentru susținerea radierului general. Soluția de fundare aleasă de proiectanți din cauza naturii solului a fost aceea de a se realiza un radier general sub cele 5 corpuri de clădire care va conlucra cu piloții. Finanțarea a fost obținută de la Ministerul Dezvoltării, apoi a fost transferată prin PNRR. Valoarea investiției depășește 21 de milioane de lei. Licitațiile pentru construcție s-au făcut de către Compania Națională de Investiții, a fost desemnat un constructor. Teoretic, ar fi trebuit să fie gata, dar din cauza soluțiilor de fundare, fiind acolo un teren mai special, mai nisipos, s-a ales varianta în care se vor fora 156 de micropiloți pe care se va construi radierul noii creșe. Forajele au început acum 2 zile, vor fi finalizate maxim 2 săptămâni, după care se va trece practic la faza construirii fundației. Sperăm ca în 9 luni de zile să fie finalizată și această creșă și să o punem la dispoziția copiilor. Se vor amenaja 11 dormitoare, 6 camere de joacă prevăzute cu vestiare și grupuri sanitare, un spațiu pentru luat masa, o zonă de primire, un cabinet medical cu izolator, o zonă administrativă cu mai multe birouri, o zonă pentru recepția mărfii, un depozit pentru alimente, un oficiu pentru livrare, o cameră pentru sterilizarea obiectelor, dar și alte încăperi.